filtrezi printre ei și când are loc prima bătălie ilegală, ne anunți și noi am umflat pe toți. Șeful, de... nu sunt așa mare captan, și dacă mă nimer să mă lupt cu unul ca tolearul doamna Magda, o să ajung ca Elodia. Păi nu trebuie să te bați, amărâtule, că venim noi până să înceapă lupta. A, și dacă nu mă crezi ăștia că eu sunt luptător dintr-o stat de full contract? Și vreau mă verifica, că eu nu prea am față de killer. Păi îți faci rost, Chiorete. Îți faci rost. Vorbești cu mușchiulică și îi spui să-ți arate cum să ia față de dur. Hai că o să-ți prindă bine, Chiorete. Unde să-mi prindă șeful? Că la reanimare nici nu se vede fața din cauza la lumină. La gagici, fraiere, la gagici. Că se dau un vânt după băieții răi. Și poate o să te împaci și cu Dezirica ta. Că te-a lăsat pentru că ai fața asta de papă lapte, bă. Pupăză, dacă nu le zici tu, o să le zic eu, că nu mai suport. Hai mă, iubii mă, iar încep cu prostiile astea. Tu vrei să mă moare, Chiorete? Vrei să ai un iubițel mort? Să ne iubim precum Demi Moore și Patrick Schweitzer ăla din filmul Ghost? Pupăză, vrei să încetezi cu circoteca asta? Că nu o să te moare nimeni. Am mă, iubi, că sigur s-a obișnuit cu ideea că nu mai sunt al lui. Hm? Și plus că dacă o să afle, o să putem în sfârșit să ne vedem liniștiți. N-ai văzut că nici aici nu mai avem loc de Iuliana? Am mă, iubi, te rog. Uite, măcar deschide discuția ca să vedem în ce ape se scaldă, nu? Ție ți-e ușor să zici, dar eu... Așa, mă! Așa, mă, fii dur! Așa, fii dur! Auzi, dar trebuie să mai lucrăm și la mimica aia de dur. Ha? La... Adică... Hai, ce dur ești! Vini! Așa, 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 dă-i, dă-i! Ce faci, Chiorete? Mă antrenez, mă, faza. Să fiu mai rău, mai dur. Să-i spari pe infractor, bă, că prea s-o obișnuiseră cu fața mea de papă lapte. Să... Bă, unde pleci, bă, nebune, bă, că doar vreau să-ți exemplific, bă! A funcționat, doruleț! Ești mare, bă! Ai văzut? Da, fii atent, trebuie să mai lucrăm și în afară de fața de dur și la mușchi. Și la... Trebuie să mă strâng și din ei? Nu să te strâng, să-i lucrezi ca să fie periculoși. Hai, bagă 200 de flotări. Câte? 200, bă, e prima serie, că facem 1000. Ce mai e 200 în ziua de azi? Auzi, știi ceva, doruleț? Lasă-i dreaj bălțați de muși, bă, că-i copăr cu cămeia și nici nu se vede. Și dacă e nevoie, bag bureței dintre ea de gagică și pare că sunt și eu, hă? Nu numai că nu te-a uitat, dar l-a înrăit despărțirea, dragă. L-a făcut pitbull. Dădea în sacul de box și zicea: de ce m-a părăsit, mă? De ce, de ce, de ce, de ce, de ce? Ca și când sacul ar fi fost de vină. Mi-era și milă de el, să știi. Au, știi ce? Nici nu trebuie să-ți fie milă, că-mi fost și la urma urmei, din cauza lui ne-am despărțit. Din cauza sacului? Din cauza lui Chiorete, mă. Mie de sac mi-era milă, dragă. Lasă-l naibii de sac și spune-mi ce facem, că m-am săturat să ne ascundem. Păi și eu m-am săturat, iubii, dar... Păi atunci e foarte simplu. Închiriem un apartament și gata. Nu se poate, dragă. Că dacă se află, nu putem să mai inventăm nimic. Ne dăm de gol iremediabil. Pe când aici... Pe când aici nu mai există, pentru că Iulie nu mai are pacienți și face ture între cabinet, apartament, cabinet, apartament. Ca să și omoare plictiseala, vezi, doamne. Lasă, Desire, că găsește băiatul o soluție. Că de-aia e băiat deștept. Stai, dragă, liniștită, că o să vină și pacienții. Mai ridică-și tu moralul, că-i cu nevii la pământ, nu vezi? Uite-ți, tu ai nebunit. Dimineața vreau să-mi dai mie jumătate din pacienții tăi, iar acum... Se mai controlează.
Ce-am făcut, mă? N-ai făcut nimic, mă, amărâtule, mi-ai exersezi și eu mimica de dur. La ce-ți mai trebuie mimilică de-asta de dur? N-ai pulanul, ăla nu-i dur. Ba da, mă, dar ăla numai pentru că stă misiune. Eu acum vreau să mă bag la luptele de stradă. Și-mi trebuie mimica dintr-asta de dur, să-i spari numai din priviri. Apropo, mă, nu faci și mie lipeala cu ea cu care, știi tu, cu Interpolia, mă. Tu ești nebun la cap, vristiu-mi... Vristiu-mi plin de bani? Super idee, bă, auzi, dar dacă-ți fac intrarea, mă lași pe mine să te impresarie și să te antrenezi. Să mă antrenezi? Tu? Dar ce are, mă, că în armata mi-ești campion de... De box, pe dormitor, mai ți minte? Păi, Mărlane, tu în armata ai ieșit campion pe dormitor la box ca și că fiindcă erai sergent și n-avea nimeni curajul să te atingă, bă, o floare. Te și ce scrie asta pe diplomă? Campion! Campionul campion și futul gol, bă! Lasă-mă, tu mulțumește-te cu impresariatul că de antrenat are cine m-a antrenat. Cine? Un profesionist. Mușchiulică! Cine, mă, pârlitul ăla? Vai de capul lui! Păi ăla-i un papă lapte în jumătate, mă, un făt ăla, un nei care mi-e pâine în buzura. El are față de dur așa, dar când e la box îți bate ea de-i sună, parcă... Când e de bătaie... Când e de bătaie, ce e, Mărlane? Ia zi! Fuge! Uite așa! Dar de ce n-o pui tu pe Dezi, că tot e disperată după pacienți? Măi, Iuliana, nu pot să o pun pe Dezi, că ea e instabilă psihic, doar ai văzut. Aici am nevoie de o profesionistă cu minte limpede, așa ca tine. Mersi, pupăză. Tot un cuceritor ai rămas. E, lasă asta. Fii atentă ce trebuie să faci. Vreau să-mi faci profilul psihologic al unei bătrânici. Al unei bătrânici? Da, dragă. O babă care susține că Fisu este fost colaborator al securității și s-a folosit de dosare ca să ajungă persoană importantă. Și vreau să știu dacă este nebună sau nu. Că dacă nu e, trebuie să aflăm cine e Fisu. Îți dai seama că o să fie bombă de presă. Dar vezi, fii atentă. Nu trebuie să știe că e psihologă. Tu zici că ești de la o fundație din asta care se ocupă de bătrânii singuri. Și unde ziceai că stă baba? Încă nu mi-a zis sursa, dar te sun și spun. Hai că ies o grămadă de bani. Pupăză, știi că o fac pentru tine, nu pentru bani. Hai că mă duc să aflu adresa. Te-am pus să rumână. La revedere. Mersi. Chiorete, stai un pic. Auzi? Dă și mie o adresă de babă singură. Babă singură? Da. Așa ar mai ajuns popăsa. Chiorete, n-am chef de glumele tale, mă. Dă și mie o adresă de babă singură, că vreau să fac un reportaj despre bătrânii abandonați de copii. Băi, eu abar n-am, dar o să te trimis la bobiță comunitară. E, să-i mănânci tu coada și lui și la toți maidanezii din cartier, dacă mă iei așa. Bă, tâmpitule, Bobiță e polițistul comunitar care se ocupă de zona noastră. Aoleo! N-am știut, bă, care numele... Bă, fii atent. Dai telefon la 921 și spui că vin din partea mea și te rezolvă. Auzi, păpăză. Ia vezi, bă, am început să am față de dur așa de băia rău. Da, mă, da, da. Da? Ai, super. Abia aștept să mă duc la Dezirica. Dar de ce să te duci tu la Dezirica? Ca să o recuceresc, deșteptule. De ce crezi că lucrez eu la mimica asta de dur? Bă, dacă mi-ar fi zis și mie careva, mai dând timp, că fetele să dăm vânt după băieții răi, bă, eu nu mai pierdeam pe Dezirica mea. Auzi? Parcă am trebuit să schimb și tu lucrul ăsta, că în vremea la Maciomenea că am trecut, acum să poartă durii, încruntații. Chiorete, dacă te duci cu aerele astea de dur la ea, o să te dea pe ușa afară. Că ea te plăcea când erai băbălău, mă. Adică când erai romantic, mă, cum erai tu odată. Auzi, Gogoașe? De ce crezi, mă, că s-a cuplat de Dezirica cu mine?
Păi pentru că erai fătălău, făcut grămadă și că putea să șteargă pantofii cu tine, de-aia. Dacă vă spun, șef, că e omul meu, îl cunosc ca pe bătăturile mele de la picioare. E un băbălău și jumătate, mănâncă bătaie ca ursul, dar pariați toți banii pe adversar, șef. Mârlane, dacă pierd banii, sac de box te fac, ai auzit? Nu pierde șeful niciun bani, dacă vă spui, eu mă duc acum și brăști vorba pe la fraier, că e super bătăuș, super smardoi. Oamenii bagă banii în pariuri și noi vă umpleți dumneavoastră de bani. Bine, du-te. Ce, mă? Dintre care m-am răzgândit, tare șef. Nu fi capsoman, mă, că nu o să te atingă nici măcar cu un deget. Am vorbit eu cu mascații și o să intervină până începe lupta. Mă, nici într-un caz, șeful, că nu asta e problema. Dar care Chiorete? Dezirica mă-mi place că fiindcă sunt eu blând și sensibil și nu-i place a fi brută eu. Și nu vreau a o dezamăgi. Îmi pare rău. Trimite-ți breșima tale pe Alcariva. Gata, iubii. Am rezolvat. Nu o să ne mai deranjeze nimeni. Hai, ai luat camera la hotel, nu? Ai nebunit? Păi ce arunc eu cu banii aiuri așa? Na. I-am dat lui Iuliana ceva de făcut pe teren. O să mai vină la... Pe aici, doamna Vasilescu. Poftiți. Poftiți. Bună ziua. Sărumâna. Ziua. Ce cauți aici, Iuliana? Păi... Am scos-o pe doamna din casă să mai facă puțină mișcare. Mi-ai zis tu să o conving că lucrez cu bătrânii. Doamna Vasilescu, asociata mea de zire, prietenul meu Pupăză Grigoraș. G. Grigoraș. Păi ce prieten chipeș ai? Și tu-ți pierzi vremea cu o babă ca mine în loc să fii călare pe situație. Mai veni aici. Stai la ea, că acolo sunt indiciile despre Fisu. Auzi, am o idee. Ia-o și pe Emma, spune că-i dau oricât, numai să caute dosarul de securist al lui Fisu. Că nu-i nebună, dosarul e sigur la ea. Și cât timp discuți tu cu bătrânica, Emma își face treaba. Înțelegi? Aha. Hai, nebunicărete! Deja e făcute pariurile, a paria jumătate de oraș pe tine. Toți becheri, toți bahării, toți greucerii, a paria pe tine, de omoară ea dacă... Da, bă, dar ce o să zică de Zirica dacă află că... Că ai pierdut și e mândră, mă, de tine, că mai dovedești odată că tu nu ești făcut pentru violență. Tu ești făcut pentru dragoste, pentru azi, deci clar că ești un romantic incorrigibil. Citește-a pe mine. Și dacă nu pierd? Pești, idiot, să nu pierzi! Dacă ești atent, pierzi, tăticu! Fiști tu băiat deștept, că lui Dezirica îi place romanticii deștept, nu aia proști! Și de unde știe Dezirica că am pierdut? Mă aduc eu la mești să te vază! Iubii! Am venit! Ce cauți, drag, aici? Da, tu ce cauți, drag, aici? Pe tine! Păi n-ai auzit când am strigat Iulii, am venit! Auzi, dar nu vorbisem să mergi la aia bătrână cu Emma? Ba da, dar m-a obligat să o trimit pe Dezi. De ce? Ca să pot să stau eu cu iubitul. Care iubit? Cu tine, Pupăză. Da, că ea ne crede iubiți. Da, și dacă tot crede lumea că ne potrivim, nu crezi că ar fi frumos să... Mi-am adus aminte! Am o ședință foarte importantă și trebuie să fug! La ședință! Să rămână!
Ok, eu am terminat. Mă duc să spăl vasele. Sărut mâna, mamă. Sărut mâna. Ține-o de vorbă. E tare greu să fii singură la bătrânețe. Doamna Vasilescu, eu consider că nu procedați bine lăsând situația așa. Este imposibil ca un fiu să-și uite mama. Eu, în locul dumneavoastră, m-aș duce direct și aș vorbi cu el. Poate, cine știe, nu realizează cât timp a trecut, e ocupat. Crezi că ar trebui să mă duc? Normal! Și asta cât mai repede. Poate chiar și acum. Pentru că n-ai vrut să iei o amărâtă de cameră la hotel, de-aia, chitros ce ești. Măi, iubi, dar stai un pic. Momentan nu am lichidități. Și oricum planul meu era... Este pupăză și este un plan idiot. În afară de faptul că mi-a intrat mirosul de băbăciune în haine, n-ai rezolvat nimic. N-a poftim. Îți place cu miros? Îți place? Zi-mi, te atrag? Da, da. Bineînțeles că mă atragi. Oh, stai liniștită, că le-am spus tuturor că șeful este într-o ședință importantă și niciun subaltern nu intră fără să sune înainte. Ah, ia zi de câte ori să te împac. Da, du-te, dragă, de aici, că ai nebună! Ba, nu e pupă să nu e. Am găsit dosarul. Ce dosar? De securist al Ofisu. Te-ai sclerozat? Ah, corect! De... Dă-l încoace, dragă! Aaa, marcă banul. Mi-ai promis? Hai! Hai, hai! Vrei dosarul sau nu-l vrei? Da. Păi, hai! Hai, pupăză, că n-am timp! Așa. Mai dă, că asta e bombă de presă. Rupi audiențele. Hai! Hai, nu te chitroși! O pază! Hai, fată, să te cinstesc! Numai din cauza ta! Auzi-mă, stai puțin de tot, că am uitat ceva! O secundă, mă întorc, revin! N-ai, bă, chitră, n-ai, nu? Ia zi, mă, pupăză, că mă grăbesc! Hai, zi! Șeful, să știți că am pus mâna pe o bombă de presă. Am aici dosarul unui fost informator al securității, care acum este mare și tare, șef. Haide să vi-l arăt. Da? N-am timp, mă, de el acum. Lasă-l, n-ai bine de dosar. Trebuie să mă duc cu maică mea în oraș, am întâlnire cu ea, ies la masă și mă uit la el când vin. Dă-l încolo de dosar. Hai, mamă. Da, mămică, da, imediat, vin acum. Zi-mi doar despre cine-i vorba. E Felix Motanu, șeful, dar cine nu știe prost? Hai, mă, lasă-mă cu Felix, iară Felix, numai Felix. Hai, mamă, să mergem, hai. Lasă-l cu ăsta în pace. Numai din cauza ta. Fiorete, cu curaj, tăticule. Îți dă una, tu ai căzut, s-a terminat și plecăm acasă. Aha, să nu dea tare, mă. Nu dă tare, mă, că am vorbit eu. Mă, cu lor spui el. Gata, șeful. Aranjat. Mârlane, e totul aranjat așa cum am stabilit, da? V-a stabilit și eu, ăla-i cardești o palmă, ăsta cade jos și noi vom prezumna așa de păluți. Hai, mă, Mârlane, te ziret când vine, mă. Vine, mă, tu boxează-te acolo. Ia uite-l pe ăsta, stai dracula, mă, stai mereu, mă, ia uite-a. Bă, stai, mă, că nu-ți pregătit. Ai venit, iubi. Ce faci, mă, aici? Să caută, mă, parașuta asta. Bă, tu faci iubicii ca parașută? Da. Mersi, Chiorete, dacă știi că erai mult mai tare romantic decât brută. Ce-am făcut, Mărlane? Ce-ai făcut, Chiorete, că ne-o moară ăștia fugi? Te grăbești undeva, Mărlane? Ziceam să mă duc să nu închidă. Nu închide, stai liniștit. Oh, Desire, mă ierți? Hai că acum sigur nu ne mai deranjează nimeni că a invitat-o pe babă cu casă. Bună ziua! Ce bine că ești aici! Dacă nu erai tu, nu mă împăcam cu băiatul meu. Hai că am o idee, știi ce?
Hai să mergem noi două la restaurant și să-i lăsăm pe porumbei ăștia. Șampanie aveți, frișcă aveți, deci... Haideți, doamnă Vasilescu. Nu vă omoriți, boss, vă rog! Nu te omor, mânoane, stai liniștit. Am nevoie de tine să-mi recuperez banii pierduți, nu? Ce mișto, sigur, cum doriți, când, cum? Păi luptând. Cine? Tu, Mârlane, ring. Eu? Păi, cu cine? Ia uite acolo. Ce ziceai, Mârlane? Că sunt fătălău? Că sunt babă lapte? Rămâneți cu noi. Revenim imediat. De ce? De ce? Să știi că mi-a și... Dacă spun... Dădea în sacul ăla de box și zicea de ce? De ce? De ce? De ce? De ce mai despărțim, mă? De fapt, să spun eu cum zicea, de fapt. De ce? De ce? De ce? Banchită, nu? Alea! Zii, pupă, să mă grăbesc. Am întâlnire cu maică-mă. Nu te mai grăbi, șeful, așa că-mi dai dracu, birou! Ți-am mai spus-o, nu te grăbești! De-abia la bună mine! Uite-te și tu ce mi-am făcut! Pe bune, de două săptămâni nu mai faci nimic în casă. Nu pui și tu mâna pe o cârpă, pui un aspirator, nu ștergi și tu un praf, ești varză, Dezi, ești varză, parcă ai fi îndrăgostită. Sunt îndrăgostită. Auzi, eu nu înțeleg ce naiba faci tu toată ziulica singură în casă, de n-ai timp nici măcar să strângi lenjeria. Am ajuns eu să strâng ție chiloții de pe lustră. Pe lustră erau? Hai mă, Dezi, ce naiba? Știi ce am eu impresia? Că în ultima vreme tu vii aici ca la hotel. Mamă, că nu vin ca la hotel. Corect, nu vii ca la hotel. Că la hotel plăteai camera. Știi ce, domnișoară? Prietenia e prietenie. Da, te rog frumos, de acum încolo pui osul la treabă. Da? Curățenie. Sau, dacă cumva te-ai boierit, a dus, dragă, un consătean de-al tău din trib să te sclavagească, că aici n-ai slugi!
buc în buc. Ia auzi. Și ce știe el să facă? De toate. Mai ales... Iulie, nu e genul meu, da? Atunci și foarte bine. Mi-l împrumut și mie, că genul meu e... Mă, femeie, eu l-am adus aici să facă treabă. Foarte bine. Îmi bine a plăcutul cu utilul. Că și eu tot la treabă îl pun, să știi. Ți-ai făcut analizele? Nu le-ai făcut? Mă, ce ți-am zis să faci când cobori din avion, a? Tu vrei să ne infestezi cu vreo ebola sau mai știu eu ce? Hai, ieși! Afară! Nu mai lucrezi pentru mine! Măi, Dezi, stai un pic și poți să și le fac azi. Ce vorbești, mă? Nici nu discut. Dacă nu și le-a făcut până acum, înseamnă că e neserios. Iar eu cu neserioșii nu vorbesc. Afară! Ieși! Of, dar era sexy. Și semăna un pic și cu pupăză, dacă ar fi fost alb. E, uite, vezi cu atât mai mult că era sexy. Sexul dăunează grav profesionalismului, nu? Lasă că găsesc eu pe altcineva. Dar de unde știi că își caută menajeră? Am aflat eu când am fost la șef. Păi de ce cauți tu la Iuliana? O trag de limbă. Eu! Despre Dezirica, disperatule. Păi zi așa. Ha! Da! Ucigă-l toacă! Faceți-ai cruce! Eu sunt bă disperaților! Cariu? Eu mă pupăză. Dar ce pățiși, mă, pupăză? A pufnit soba pe tine? Nu, mă, am... Am jucat rolul unei menajere africane într-o reclamă. Și zici că ea e mai bună decât... Cine, Floricica? Vai, dar e Dumnezeul curățeniei. A luat 3 ani la rând trofeul menajera anului. Ia auzi. Păi atunci ei să-mi împrumut și mie. Știți, mie nu prea-mi iese luciul la geamuri și la parchet. Îmi pare rău, dar nu se poate. Care programul full? De-abia a putut să mă ajute pe mine. Nu? Zi-mă, e bine că te oftiști, că te-am pus la șmotru. Dar nu-i nimic, că o să-mi aduc eu o menajeră de 10 ori mai bună decât a ta. O să-mi o aduc pe Izaura însăși. Și o să stai vena, pofticoasă! Auzi, încearcă să-ți aduci aminte unde mi-arunci lenjeria, da? Și te rog, evite lustrele. Opa, ți-ai și găsit Și e de 3 ori mai vânjos decât ala pe care l-a adusesei tu. Te oftici? Auzi, mă, dar nu-i prea gras? Nu știu, eu din câte știu ăștia grași sunt și leneși. Tocmai de-aia se și îngrașă. Am impresia că o să stea tolănit mai toată ziua. N-o să stea. Că dacă stă, mămica scoate asta și îl pedepsește rău și mult. Dată că mi-a făcut Iulie poftă. Stai, dragă, că de-abia m-am aranjat, nu vezi? Așa și... Stai, da! M-am ascuns. Zați! Emma, stai așa! Să știi că, de fapt, eu n-am avut bani să o plătesc astăzi și a trebuit să-i dau ceva în natură. Păi ce? E pe invers? Cam da, dar îmi promis că nu spui la nimeni, te rog. Ce tare! Cu o condiție.
să-mi împrumut și mie o oră pe zi. Hai, fată, că vreau să scutesc pe amărâtul ăla de Van Damme, de spălatul vaselor, de teu, de șters praful, de spăla rufe, de gătit. Că matale, bre, mi-ascult păsurile ca o mamă. Bine că nu vrea să-i dea și țâță. Așa sunt femeile, Chiorete, mai sensibile. Și mai, eu am eșuat în două relații. Până acum. Liniștește-te. Hai că până la urmă o să-ți găsești tu jumătatea. Ia-ți botul, tablagiule, după jumătățile alea. Că sunt ale mele. Crea șefa. Asta chiar vrea țâța. Chiorete. Așa, mă mică. Dă-i cuflit măgarului. Chiorete, tu ești un băiat bun și sensibil. Și n-au cum să te respingă femeile. Ești așa bună, șefa. Asta sunt la Iuliana. Neîndemânaticule! Ieși afară! Ieși, șefa! Nu tu, mă! Balu, mai ieși afară! Lasă-ne, bre, șefa, că se poate întâmpla oarșcine. Eu mă duc să mă schimb acu... Mersi pentru încurajări, bre. Uite, bă. Așa îmbrăjdea Gigu Gaveaua și cu bragul de la Ujă. Baluba, dacă se mai întâmplă o singură dată, te dau afară. Haide, hai! Dar nu vreau! Dar ți-am promis, fetei! Vrei să spun adevărul? Nu! E, păi taci atunci! Emma! Emma, ți-am adus fata! Ah, perfect! Auzi, ajută-mă, dragă, că nu știu ce are sutienul ăsta, s-a blocat! Nu pot să-l desfac! Hai, lasă că o ajut eu, dragă! Tu du-te și ia produsele mai repede! Păi am și eu produse, dragă! Da, ce ale lui? Ale ei sunt mai bune, știu eu! Nu te mai uita, du-te și ia produsele! Băi, femeie, te-ai nebunit? Ce, dragă? Și ale mele sunt foarte bune, curăță bine! Să le dă-le naibii de produse, că nu de ele vorbesc! Cum, Doamne, iartă-mă, vii așa de despuiată în fața lui ăsta? Ai uitat că e pe invers! Ah, dacă îi se făcea poftă, sărea pe tine, vă prindea Van Damme. Ce făceai? Aoleu! Aoleu, heleu, bună dimineața! Vrei să te omoare gelosul? Tu te naibii și pune ceva pe tine, că dacă vine menajera și te vede... Îți dai dracu, căznicia, tot, tot, tot! E, bravo, așa da. Baluba, îmi faci și mie un masaj? Hai ca să te iert pentru ce ai făcut prietenului meu. Al dracu, a ajuns și prietenul ei. Doar, doamnă. E deschis! Deranjez? Nu se poate! Normal că deranjez, idiotule! Ce are ăsta, preșef? Cred că e rușine pentru ce ți-a făcut mai devreme. Stai liniștit, Baluba, nu-ți faci atâtea probleme, că nu m-am supărat. Baluba, du-te și fă-ne o cafea ca să te reabilitezi. Imediat, doamnă! Vezi, poate găsești și vreun pișcodou. Scuze. Ia mai schimbă-mă că m-am plictisit. Nu, dragă, butonează telecomanda aia. Lasă-i cea, că emisiunea lui Pupă se reluare. Cred că e singura fraieră care se uită la porcăria asta. O emisiune de tot rahatul cu un moderator obosit. Bă, scuzați, domnul! Toanto! Băi, nu jigni fata că n-a văd, nu? Da. Ți-am zis o dai afară că e neîndemânatică? Da, vreau! E, uite, nu o dau! Bine, domnșoară! Las că o să o dai!
Mira la naibii de, de tot, scuzați, domnul. Bă, ăsta ori are boală pe mine, ori așa se servește cafele la ei în tribă acolo. Varianta 1. Baluba, mișcă imediat la bucătărie și nu mai vii aici până nu zic eu. Mișcă, ce te uiți la mine? Ceva... Eu m-am dus să mă schimbre, că mi-a intrat cafea și... Termină masajul, te rog. Hai că uite, îți dau eu o cămașă de la George. Dezbracă-te de asta. Bang! Bang! Vandame! Ce faci? Scuze-mă, iubito, dar n-am putut să mă abțin. Eu ți-am zis o dai afară, dar tu n-ai vrut. Acum mă simt atras de ea, ce să fac? Te simți atras degeaba, că Floricica e pe invers. Ce face? Face, face, dar cu gagicile, că bărbații nu-i plac. Nu, fată? Da. Păi atunci am o idee. Vandame, nu-mi place fața asta ta. Ce-ți trece prin spatele ochilor? Ești bărbat? Să știm cu record ne-am arăsat pe amândoi. Popoza! Ha? Ce ești? Sexy! Sexy, popoză! Ce dracu cauți, mă, aici? Ai vrut-o deșteaptă? Tu am crezut că ești... Dezi știe cine ești? Nu! Mă mai pipăie așa, că o să vadă și din avion că sunt bărbat. Ok, m-ai convins. O dăm afară. Ba, nu o dăm deloc afară! Pentru că am descoperit că îmi place să am menajeră. Hai, continuați, continuați! Ce bine! Ba, Chiolete, tu ai fi bun de soț, mă! Ce ai pățit? Nimic prea, șefa, n-am pățit nimic. Ce, mă? Nu știu, bre, mă înglodește ceva în spate, bre. Ia vino tu încoace să-ți fac și eu ție masaj. Hai că poate te tras curentul. Hai, dezbracă-te. Mă, a? Da, stai jos. Mersi, doamne. Unde e Daisy? Nu e aici. Auzi, vreau să te rog și eu ceva. Putem să facem schimb de menajere puțin? Te rog mult. Da, putem să facem schimb de menajere, definitiv. Baluba! Du-te cu Emma să o ajuți. Vorbesc eu cu Daisy. Hai, Baluba! Eu nu pot să părăsești stăpâna. Ei, nu poți, hai că te întorci. Păi da, dar o să ieși prea târziu. Mișcă-mă! Și tu ce te uiți așa la noi, Floricico? Dacă nu mai ai nicio treabă, du-te acasă. Ce bine că n-ai plecat! Că mai am niște treabă pentru tine. Pare rău, bre, șefa, dar eu nu mai poți să șa dacile la matale. Să nu creează de zirica că vreau a o face geloasă cu matale. Hai că mai vorbim la cabinet. Mm-hmm. Da, bre? Sărună! Hai, pa! Ce ți-ar de zirica naibii să-ți fie? Dacă ai ști tu cu ce se ocupă mai nou domnșoara... Ia auzi. Ei, acum vrei să avem menajeră? Nu, nu. Ei, eu vreau, că mi se pare kinky, să mă fierb între un negrotei. Asta-i vocea lui Iuliana. Mârlane! Îl omori! Să vezi ce l-omor eu pe el!
Stai naibă aici. Rămâr mai târziu, n-auzi că sunt înfierbântată? Stai mă, iubito, cum n-ai bă să te înfierbânte mârlanul? Ei, n-am știut că e el. Cum n-am știut că cealaltă menajeră e pupăză, asta e? Ei, așa da. Ups. Pupăză? Îl omor. Unde e? Cineva rupă. Bă, unde azi, da, Gheorete? A plecat de mult. Auzi, dar dacă tot ți-ai terminat treaba dincolo, nu termini și mie masajul ăla? Mersi, Doamne! Asta e pentru că mi-ai pipăit nevasta, mârlane! Mârlane? Te omor, mă! Păi dacă ai să prii tu, șef, aici, eu mă duc în partea ilaltă, la alălalt. Uh-huh. Lasă, Biciu, că mă ești singur, nu mai... Deci așa, pupăză, te-ai deghizat în femeie ca să-mi pipăi mie nevasta, a? Și cum ai pipăi tu pe Emma? Asta m-a pus. Ce? Asta este mășa. Așa. Și presupun că ție nu ți-a făcut plăcere, nu? Păi n-ai văzut cum să-mi facă plăcere, pentru că nici n-am atins-o. M-am prefăcut doar. Păi nebună! Tu știi ce faci? Tu știi cu cine te pupi? Normal, și ți-am mai explicat, fata, odată de ce e pupăză. Of, pleacă ești, e pupăză! Ia-te! Profită de tine! Așa, mă, nemernicule, am profit. De ce, mă, de ce? Zi, de ce, mă, dă-i dragă, dă-i că o să dau și eu, că și pe mine m-a pipăit de m-a rupt. Păi zice că nu ai pipăit-o. Nu plâng. Hai, pupăză, hai, zile, că acum nu mai e cum să te ascunzi. Zile, de ce ai venit îmbrăcată menajeră la mine? Hai. Vă spun eu de ce. Că și că fiindcă pupăză e un avid și un terminat după bani. Și a crezut că dacă se pupă cu stăpâna cașii, o să pui laba pe un salar mai gras. De-aia. Rușine, pupăză. Rușine. Așa e, Chiorete. Ai dreptate. Am fost un avid după bani. O să-mi fie rușine, prieteni! Ați văzut, răbă, că paranormalul nu mă înșeală? Dar n-ați fi crezând că între pupăză și Dezirica e niște treburi. Și noi atât de proști încât să nu mirosim nimic. Da. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Nu e prea gras? Vai, că te-am împiedie ăsta, da! Nu mi-ai cum, frate! Știu! Să continui tot acolo, dar nu-i prea gras, tu continui cu vântul și o vezi ce face el. Treaba între mine și el, n-ai tu nici ce treabă. De la Dezi. Atenție, acțiune. Da, fiau. Nu știu cum să-mi zici ce-ai zis. Da, fiau. Băi, deci nu pot. Nu pot. Acțiune. Da, fiau. Da, așa, respiră, respiră și zi notau, te rog, atât notau și atentat, după aia poți să râs în vrei, că nu te mai vede. Mârlane? Te
mor, idiotule! Tu mor, mă! A, păi, dacă priei tu șefa, eu mă duc la celălalt, da? Să... Da. La Greg, că l-am văzut acolo. Păi, am zis că nu dau? Așa e, Chiorete. Ai dreptate. Am fost un avid după bani. O să-mi fie rușine, prieteni. Ați văzut răbă? Dar nu e repede, nu te-ai zis pe camera aici. Pe era lumina stinsă la ea. Economie, mai face... Era lumina stinsă, ce e? Era lumina stinsă. Aprindeți luminile! Hai de la mine! Păi sarcină de serviciu, cu plăcere! Da, îmi iese și mie ceva la afacerea asta, șeful, nu? Ție se amărâtule, că ne-a dat o grămadă de bani. Ți-am și lăsat deja partea în plicul de pe birou. E, cum e? E bună gluma, nu? A fost o glumă? Normal, pupăză, doar nu crezi că îți dau eu bani ca să-ți îndeplinești tu atribuțiile de serviciu. Auzi, vezi să dea naiba să nu-i faci reclamă mascată cum trebuie, să ne luăm vreo amendă de la CNA, că te mănâmă. E, cum șeful se poate? O să-i fac reclamă toată emisiunea, și în direct, și în reloare. De n-o să iasă-l din primul tur, să-mi ziceți mie, dar ce zic eu din primul tur? O să iasă și fără să candideze. Așa te vreau, pupăză! Hai, succes! Și vezi să nu uiți să-mi trimiți bancnota aia înapoi. Doamnelor și domnilor, sunt convins că pe puțin 15-20 de milioane dintre dumneavoastră, telespectatorii mei fideli, se întreabă cu cine votează cunoscutul prezentator de televiziune, pupăză G. Grigoraș. Ei bine, o să vă satisfac această curiozitate atât în direct cât și în reloare. Distinsul și adulatul prezentator, pupăză GG, adică eu, va vota cu la fel de distinsul și adulatul scrabă... Mă scuzați! Special ai făcut, idiotule, că ți-am luat hârtia aia nenorocită de 5 lei înapoi. Ba nu, șeful, jur, mi-am mușcat-o accidental, lui Sazi. Am încercat să-i pronunț numele, care un nume... Corect, îți înghiți limba pronunțându-l. Vede, șeful, mi-am riscat viața, aha, puteam să mor sufocat cu limba. Să vezi ce mor tu dacă nu-i repari imaginea, că la cum te-ai scuzat pare că ai greșit numele. Și nu e el ăla distins și adulat. Deci prin excludere l-ai făcut în ochii alegătorilor nedistins și hulit. Nu e adevărat, șeful. Nici nu-am pronunțat-o numele. Nu și-a dat nimeni seama despre cine vorbesc. Dar și-a dat seama el, idiotule. Și e de ajuns. Să dea dracu să nu-i pronunț numele cum trebuie diseară, că... mă rog, zi după mine. Scrabalete Cracaciuc. Scarabete Cracaciuc. Scrabalete Cracaciuc.
Scrabalete cracaciuc. Scrabalete cracaciuc. Carabete cracaciuc. Scrabalete cracaciuc. Scrabalete cracaciuc. Șeful, v-ați înghițit limba? Nu, 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 mi-a înghițit-o secretara. Dar tu continuă că te ascult. Scrabalete cracaciuc. Scrabalete cracaciuc. Scrabalete cracaciuc. Auzi, Lica, tu știi ce înseamnă mușcătura de pe buza unui bărbat? Dezi, tu ești zdrav până la cap? Tu vezi câtă treabă avem? Ție ți arde de mușcături? Hai, mă, că tu trebuie să știi că ești, băi... Nu știu! Nu știi, da, știu că nu știi, nu știi. Nu știu. Auzi, da, ea mă, o știi? Habar n-am. Du-te și întreabă. Corect. Mă, bă, nu, nu, nu acum, nu acum, că avem treabă. Mușcătura aia e făcută de o femeie. Puh, imposibil! Femeia cu care el nu mușcă. Că o cunosc. Serios? Atunci e făcută de alta. Alta? Da, dragă, ca să și îl însemne. Să se asigure că nu mai are și pe altcineva. Că dacă are și aia vede mușcătura, își dă seama că e înșelată și automat îl părăsește. Ce naiba, toate femeile știu semnificația mușcăturii. Opa, dragă. Mușcătura e ca un mesaj. Acest bărbat îmi aparține. Renunță! Omor. O omor pe Iulica că nu mi-a zis. Că ea cu siguranță știa. Auzi, dar zici și mie despre cine e vorba? Un pacient? Și tu cine ești? Iubita sau cealaltă? Ha. Și tu vrei să te cred? Da, dragă, jur! Mi-am mușcat-o singur! Am și înregistrarea emisiunii în care s-a întâmplat! Păi normal, ți-ai mușcat-o și în emisiune ca să alibi! Mă, pupăză, în viața ta e o femeie! Da, dragă, sigur că e! Știam eu! Voi toți bărbații sunteți niște nemernici! Dar tu ești femeia, o femeie! Și e singura femeie din viața mea de bărbat! Serios? Păi, atunci, ia hai, lasă-mă și pe mine să te muși de buza cealaltă ca să știu sigur că te-am însemnat. Tu-i nebunit? Și așa de-abia deschid gura! Nu mai pot să mai zic două vorbe din seara în emisiune. Lasă-mă, n-ai fi pace! Pupăză, dacă nu mă lasă... Ia trecem cu asta. Stai, stai, mai... Lasă-mă! Ce n-ai zis? Mi se pare mie sau tu cu pupăză? Ce, mă? Eu cu a femeia tola? Ți se pare? Mă rog, el s-a lăudat că voi doi. A zis pupăză că... Da, dar stai liniștită, că l-a crezut nimeni. Ne-a prins că e acopereal așa ca să scuze el că vine la Ema tot timpul. Intră. Ha? În 20 de secunde. Aoleo. Ce-ai făcut, nebuno? Păi i-am răspuns la mesaj celelalte. Asta dacă există. Mă, tu... 10, 9, 8, 7. Da, în ultima vreme șeful ăsta numai la ore de astea te cheamă? Ce să fac, iubito? Ce vină am eu? Trebuie să mă duc. Mhm. Auzi, tu sigur te duci la muncă? Am iubit-o, știi foarte bine că nu te-și înșela niciodată. Ce-ai făcut, nebună? Ce să fac, tigrule? M-ai stârnit și n-am putut să mă abțin. Masochista mea mică. Și de seară te mănânc toată. Thank you.
aștept să treacă alegerile. Dar șeful, eu am vrut, dar n-am putut să pronunț din cauza buzei, șeful. Că mi s-a umflat și mi-a stricat dicția. Decât să-i pocesc numele mai bine... Auzi, ea nu-l mai pronunța tu deloc, mă. Doriți să-l scriu? Nu, pupăză. Faci un reportaj pe stradă în care trecătorii să zică că-l votează pe Cracaciuc. Păi și dacă nu zic? Îi convingi tu, mă. Hai că-ți trimit hârtia aia de 5 lei înapoi. Ce amabil e șeful. Mai bine îți mai dai încă una de 5 lei să ți le pui pe ochi pe amândouă. Pupăză! Dacă o mușcă și pupăză pe aia, aflăm cine e. Eu una mor de curiozitate. Eu nu. Păi normal că tu știi. Nu cumva ești tu aia? Că voi ați mai fost... Dezi, nu cumva tu ești dusă rău de tot cu capul? Împacă-te mai repede cu Chiorete, că nu se mai poate. Dar dacă stau bine să mă gândesc, n-ar fi deloc rău să-mi reîmprospătesc hormonii cu pupăzelul. Ești sigură că are gagică? Dar numai bine îl convingi să o muște pe aia, nu de alta, să te convingi că nu mai e cu nimeni. Tu îți dai seama dacă e cu Amalia și află? Mama e... vine, te ia de păr și uite așa să faci. Pupăză, dacă nu o muși și tu, o să te ia de fraier, fraiere. O să facă cârpă din tine. Că mușcătura este... știi cum e? E ca călcatul pe picior la cununie. Ăla care mușcă mai tare, ăla e partenerul dominant. Ca la lei. S-a liniștită, dragă, că oricum o făceam. Să vadă și acum e. Așa. L-ai convins? Tu ce crezi? Fix la ea se duce. Ce-ai pățit la... Un mic accident conjugal. Sau mai bine spus, extraconjugal. De-aia știi tu dințoasă așa de bine semnificația mușcăturii, a? Și tu ce te uiți? Ce te uiți? Zi-mi cine te-a lovit. Ți-am mai zis de 10 ori, nu? Dezire, a? Tu vrei să te cred că... te-a bătut uscat aia, puiul ăla de crevedia. Mă crezi și prost. M-a lovit pe neașteptate, dar nu înțeleg de ce. Cred că are dreptate, Iuli, mă. A nebunit-o abstinența. Nu vrei să-mi spui cine te-a lovit. Lasă că aflu eu. Aflu tu. Desi, tu chiar ai luat o razna rău de tot. Ce ai avut, dragă, cu Emma? Nu m-am mai putut abține. Auzi tu, nemernica, să-l înșele pe Van Damme cu pupăză, cu prietenul lui! Tu ești sărită de pe fix rău de tot. Dar nu-i nimic, nu-i nimic că poate vine Van Damme și te repară. Că o să-i se urce sângele în cap când o să vadă că i-ai învinețit jucăria. Dar stai un pic, dar ce Van Damme dă în femei? Nu cred. Zi-mi ultimul bărbat care a fost aici. Pupăză. Pupăză? Bănuiam eu. Dar de fapt nici de avea cum să-i spună. Că ar fi trebuit să-i explice și de ce am pomit-o, nu? Și așa își dădea în fapt adulterul. Da, sigur că da. Așa. Dar unde te duci, bă, așa dotat? Lasă-mă în face, că am de făcut un sondaj electoral. De 10, bă, de 10. Pupăză. Lasă-mă sondajele, bă, că lumea e sătulă de politică, mă. Sau nu ți-ai zis de câți pomni ai luat în bot? Mai te așa din gură. Hai, deci, vedi. Uite și primul intervievat. Bună seara! Ce părere aveți despre candidatul Scarabete Cracaciuc? Ia zi, pupăsă. Ți-a zis, bă, te lași de politică? Ce părere aveți despre... Cracaciuc este... Doamnă, doamnă, stați! Bă, ce naiba fug toți idioții ăștia ca să-l batici de interviu, mă?
Ce-ai pățit, iubitule? Idiotule! A aflat Van Damme că umbli cu nevastă sa? Hă? Dar de unde știi, dragă? Deci e adevărat? Pupăză, tu cu Emma? Nu, nebună! Tu i-ai zis lui Van Damme tâmpenia asta? Nu eu, asta! Eu? De ce mi-ai spus, Lugo? Nu tu ai spus pupăză? Ba da, uscat-o. Dar eu am răspuns la întrebarea care a fost ultimul bărbat care a intrat în cabinet, pe când tu ai bătut-o pe nevastă, s-a acuzând-o că e amanta lui pupăză. Ai putut tu s-o bați pe Emma? Hai zi! Zi să înțeleagă de unde știe Van Damme toată povestea, zi! De la mine nu știe. Poate i-o fi spus Emma. Păi normal că i-a spus Emma. I-o fi zis amărâta că i-ai umflat falca. Ba nu! Cu siguranță i-a zis ca să se răzbune pe tine, pupăză, pentru că... Pentru că... Pentru că... Pentru că umbli și cu alta în afară de ea. A, nu, că ție trebuie să-ți fac neapărat o programare la cabinet. Femeie, de unde știi tu că Emma înșală pe Van Damme cu pupăză? Hai, nu mai face pe proasta. N-ai văzut ce mușcătură avea când a intrat? Și ia stai să ne gândim puțin. Cine a ieșit cu 2 secunde înainte să intre ea? A? Și trimis de tine să-și muște gagica. Ia zi! Măi, femeie, tu ai nebunit? Eu nici nu m-am întâlnit cu Emma așa. Oh, vai. Păi dacă e așa, eu sunt Maica Tereza. Păi la cât de abstinentă ești, ar putea să fii și Maica Tereza. Nu crezi, a? Bine! Unde te duci acum? Mă duc să o aduc aici ca să lămurim situația. Ăsta e sinucigaș. Tu-ți dai seama că îl omoară Van Damme? Ce-ai făcut, mă? I-am spart fața, ce să fac? Dacă voia să se răzbune pentru omorul de data trecută, trebuia să se răzbune pe mine, idiotul, nu pe o femeie neajutorată. Mă, dai neajutorată, mă? Se poate, da, așa-i trebuie. Că dacă vrea sprijin la bătrânețe, nu mă abandona în orfelinatul la infect ca pe ultima cârpă. Ca pe un... E, hai acum, liniștește-te că am eu grijă de tine, da? Da. Da, bubuzica, da, da. Emma, iar te-ai strângi la gâncoace. Pupăză, deci nu ți-a ajuns omorul, nu? Lasă-l, lasă-l, nu, dacă, că nu el ți-a lovit-o, eu am lovit-o pe Emma. Pupăză n-are nicio legătură cu ea. Exact asta am vrut și eu să-i spun, dar m-a luat cu măsa cu sentimentalisme și am uitat. Dar ce nu înțelegi? Lasă-l, eu am lovit-o! Tu ai lovit-o, dar știu! Auzi, știi ce? Acum mă crezi? Iubitule! Iubitule? Îmi promis că nu-i spui lui Chiorete, te rog. De aia te pupai, mătăluță, cu menajera. Și ai ieșit el de spuia din... De fapt, promitem că nu spui la nimeni. Hai să fie secretul nostru, vrei? Și de când sunteți în... De câteva luni. Ha? Păi și atunci de ce m-ai pocnit uscat-o dacă știai că ești gagică, să? De ce m-ai pocnit? De ce m-ai pocnit? Dă-te de pe iubitul meu! Îndă-mi! Care cu cine sunteți? Eu nu mai înțeleg nimic! Păi nu ți-e clar? Șefu, n-am cum să vă anunț în halul în care sunt, să știți. O să iasă scarabete, cracajuc sau scârbălete sau ce mă dracuie și nu vedeți în ce hal sunt. Nu mă interesează, pupăză. Te descurci că dacă nu ți-au hârtia de 5 lei înapoi. Și ce dacă mi-ați mai luat-o odată? A, da? Păi îți mai au 50 din leafă. Ce să spun? Că 50 de lei mă fac pe mine. Luați-mi, șefu, luați-mi! 50%, pupăză. Că tu n-ai nicio vină. Doamnelor și domnilor,
este cuvântul. Sunați, sunați și câștigați. Uitați, avem aici nu unu, ci două telefoane cu care puteți intra în direct și care sunt selectate automat de calculatorul nostru. Sunați acum și puteți intra în posesia unui premiu fabulos. Nu ezitați, că cu virgulă, așa ocazie, nu vă mai întâlniți. Sunați și câștigați. Iată, avem un prim telefon. Celălalt? Alo, da? Alo, domnul Pupa The Show? Da. Bună seara. Bună seara. Care este cuvântul? Cuvântul cred că este scrabalete cracaciuc, nu? Foarte bine, corect. Puteți să-l repetați, vă rog? Mi este foarte greu, domnul Pupa The Show. Cum să te cheme, frate, scrabale? Cum să te cheme, măi, frate, așa, mă, mare, mare boală avuna și supă omul ăsta, mă, frate. Pupăză, pregătește-te să treci pe la casierie. Sau mai bine zis, să nu mai treci deloc, băiatul. Dar șeful, șeful, eu m-am străduit. Ah! Ah! M-am străduit, șeful. Auzi, șeful, poți să mă sun singur? De pe unul pe altul. Că mă selectează automat calculatorul. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Da! Ca să-l însemne că dacă are pe cineva, pe altcineva și aia... Oh, ce-ai făcut nebunul? Oh. I-am răspuns la mesajul. Da? Poți să mă amechi. Dar eu mă dezic de orice comportament inuman, din odor, insipid, din color. Stai liniștită, dragă, că oricum mă făceam. Să vadă și ea cum e. Aha. Așa. Hai să mai încercăm o dată de la Grin. Grin, tu cum ai spus? Tu chiar ai vorbit aici. Deci eu te-am auzit de aici. Felicită, dragă, cum o puteam? Deci eu nu mai puteam de rând să mor. Stai liniștită, dragă, că oricum o făseam. Să vadă și ea cum e. De data asta... Hai. De data asta ai făcut așa vinovat, știi, spre mine.